Liniștea din cadrul organizației municipale a liberalilor se spulberă la doar o lună de la întoarcerea la primărie a lui Emilian Frâncu. Potrivit unor publicații locale, mai mulți liberali pun la cale schimbarea viceprimarului Eduard Vârlan cu Liviu Boban. Vestea i-a luat prin surprindere pe liberalii din municipiu, în condițiile în care anunțul a fost făcut joi seara de către Boban la o ședință de birou municipal, de la care au lipsit ceilalți consilieri locali și primarul Frâncu. Cei doi liberali au infirmat acest lucru astăzi, susținând că nu va face nicio modificare la primăria Râmnicului. Am înțeles și eu de la domnul primar și din presa de astăzi că a apărut un zvon, trebuie să îl infir. Să vă spun că am fost personal la ședința biroului județean de vineri și nu s-a pus problema acestei schimbări. De asemenea, am discutat chiar și sâmbătă cu Liviu Boban și astăzi, deci nici nu-și dorește acest lucru la ora actuală. Între mine și domnul Emilian Frâncu este o relație foarte strânsă, iar cei de la Partidul Democrat Liberal, cred că în afară de a inscripționa tricouri, se mai ocupă și cu altele. Deci niciodată nu a fost o astfel de discuție în biroul municipal al Partidului Național Liberal. Probabil o parte a presei, cei care încearcă să dezvine consilierii PNL din Consiliul Local și organizația municipală, au un interes. Nu cunosc aceste interese și declar răspicat că niciodată nu s-a pus această problemă și nici nu se va pune problema în perioada următoare. Există o echipă la nivelul primăriei, o echipă care este destul de bună, în frunte cu primarul Emilian Frâncu și cei doi viceprimari, Eduard Vârlan și Ioan Gigi Matei. Cu toată încercarea liderilor municipali de a păstra tăcerea asupra acestui subiect tabu, problema Vârlan pare într-adevăr să-i frământe pe liberali, iar confirmarea vine tocmai din tabăra pedelistă din Consiliul Local. Cei de la primărie, cei care conduc acum primăria, sunt foarte curioși care e opinia noastră vis-a-vis de permutările pe care dumnealor le-au în plan. Probabil că vor să ne amețească cu niște declarații, ne iau prin învăluire, încearcă practic o strategie pe care eu la ora actuală nu vreau să o interpretez în niciun fel. Sincer, nu prea sunt curios ce vor dumnealor să facă. De ce? Pentru că au plecat împreună la drum cei de la PSD cu cei de la PNL. Dacă se înțeleg bine, dacă nu, e problema dumnealor, dar să vină să ne spună public. Am avut discuții amicale cu reprezentanții ai PNL, am avut discuții amicale cu reprezentanții ai PSD, dar vă spun sincer, nu am luat o decizie în biroul politic al Partidului Democrat Liberal și nu putem să discutăm ipoteze. S-au vehiculat mai multe ipoteze, nu vă pot confirma exact una dintre ele. De ce? Pentru că așa cum vă spuneam, cei care conduc primăria acum încearcă marea cu degetul, ne testează, aruncă câte o gogoriță din asta pe piață și se așteaptă ca noi să o comentăm.